lovitură care le aplicăm în bărbie sau în templă, duce la unul ca e firesc o fată sau o doamnă care nu practică forme de lupte marțiale sau clasice, nu are lovitură eficient de putere ca să traumeze pentru atât un adversar ca să îl aducă într-o stare foarte gravă. Într-o stare ușoară de comoție cerebrală, în cel mai rău caz. E firesc, loviturile sunt foarte bune. Poți să caute și în knockout, poți să caute și în reanimație. El căzând de vorbă de lovitură, poți să pălească cu capul de asfalt sau de bordură. E cel mai bine să aplicăm chestiunile de durere. Afectându-i un deget, practic rupându-i un deget, mă gândesc că e cum mult mai eficient dacă domnul agresor dă în judecată să lecuim un deget decât să-l scotem din comă sau din alte chestiuni care sunt tratate la craniu și alte organe. Știind că genunchiul este o armă foarte, foarte puternică, când un adversar sau un agresor era și se apropie de tine cu intenții ca să te fure ori alte intenții, apucându de mână domnișoara, era și așa își procedeu, apucând de ești, îl întoarcem în poziția opusă, practic, dacă el se rupe de deget și vine iar înainte, îi aplicăm în cișor capul, îi facem o lovitură cu genunchiul, ca de genunchi, în nas, care e interesant. O lovitură cât de cât în nas face ca ochii jertfei să lăcrimeze. Care nu știu, pot să fac practic experiment. Când lăcrimează ochii, practic noi pierdem jertfa din vedere. Atunci domnișoara sau doamna are timp să ducă la un loc luminos sau public sau poliție.